Cătălin, bună ziua, salut! Hai să vedem pe unde este, pe unde îl găsim. Bună ziua, salut, Cătălin! Salut! Ce ne pregătești? Ce faci aici? Că de obicei suntem obișnuiți cu tine la Bravo Estil în platou. Unde suntem? Unde ne aflăm? Păi da, de obicei sunt la Bravo, dar în timpul cel... acum pot spune în timpul liber, că Bravo mă ocupă tot timpul. Da, e o plăcere. Sunt aici, la Vigo, unde desfășor o mare parte din activitate, sau la atelierul destinat femeilor. Deocamdată aici suntem în locul unde se pot îmbrăca bărbații din cap până în picioare. Adică, odată intrat în acest magazin și nu numai, poți pleca îmbrăcat de la șosetă până la ultimul accesori. Deci am nimerit foarte bine. Deci. Da, da, da. Haideți să vedem ce avem în ce avem aici. Ce ne poți prezenta? Dacă vrei să arăt tot ce am aici, trebuie să stai o lună. Pentru că locația din Piața Română are sute, aș putea chiar mii de modele, mai ales că este structurată pe câteva etaje și numai depozitul adăpostește câteva sute de modele, deci sunt mii și mii de produse, dar deocamdată aici este oferta pentru acest anotimp, pentru ceea ce zic eu că se poartă. Uite, pentru oameni îndrăzneți și eu, noi am învățat de-a lungul timpului bărbatul din România să fie îndrăzneț, culori îndrăznețe, culori tari, mă rog, sunt niște produse care pun în evidență și, bineînțeles, întotdeauna, dacă vrei să fii un bărbat care să iasă în relief, care să iasă, să sară în ochi, dacă vrei să faci asta, vei purta un astfel de costum. De exemplu, noutatea acestui sacou, dacă te uiți bine la el, nu este căptușit. Este un sacou care nu are căptușeală, dar care are o elasticitate care se mulează, în ghilimele spus, pe corp, nu are nici umăr. Umerașii clasici, care știți că de obicei se puneau umerașii oribili, e bine, acesta este un umăr napoletan care îmbracă efectiv orice fel de talie și avantajează. Când îl pot purta? Poftim? Când îl pot purta? Ăsta îl poți purta, eu știu, primăvară, vară, toamnă, pentru că, contra tuturor aparențelor, este un sacou și răcoros atunci când este cald, dar și călduros atunci când este mai răcoat. Și din gama asta pot să-ți arăt mai multe, pe mai multe poziții de culori. Repet, sunt un must al acestei primăveri. Noi le vinde foarte bine și au prins foarte bine, repet, numai datorită faptului că sunt foarte, foarte și ușoare și practice și nu te încorsetează foarte tare, nu stai să tragă căptușeala asta. Anyway, la ele poți asorta, pentru că vorbim de primăvară, moda revine, aceste tricouri din materiale foarte, foarte subțiri, răcoroase și, nu în ultimul rând, foarte elegante, care pot fi pe iunii, uite, așa, îl poți pune cu un pantalon, muștar, sau, așa cum ați văzut, pe tot felul de drum. Bineînțeles că încă mai este frig și atunci putem purta o helancă de genul ăsta, de cea mai bună calitate, păcat că, acolo undeva sună un telefon, păcat că nu puteți să atingeți, să vedeți cât de fin este acest material și, nu în ultimul rând, ce conferă purtătorului. Spun asta, ce conferă, pentru că odată pus pe piele, te simți foarte bine, este foarte moale, este un cașmir. Sau observ foarte multe culoare, acesta e trendul anului. Da, da, uite, sau la polul celălalt avem iară. Asta este un colrule scurt, un colrule lung, pe lung, deci un guler lung. Se poartă foarte, foarte, foarte mult. Ce să spun? Aici, uite, iară, un
un tricou pe care vi-l recomand, care este iară extraordinar pentru primăvară, pentru... Cum îl pot purta? La ce, ce pot purta cu tricoul acesta? Jeans. Clasic sau mai... Poți să-l pui și la un sacou, dar poți să-l pui și la un jeans. Jeansii pe care noi îi propunem sunt niște jeansi de cea mai bună calitate, elastice, exact cum am și eu pe mine, care se mulează. Uite, da, hai să vezi. Uite, pom. Și nici nu se mulează la modul acela, știi, oribil să fii ca un papuțoi, cum zic eu. Bretele, dacă vrei să fie mai chic, poți să porți și bretele, sau dacă încă iarna sau primăvara este puțin mai, să spunem, rea cu noi, atunci poți să asociezi o eșarfă, o să le regăsim în partea de jos. Aici e o parte din ceea ce propunem noi pentru sezonul de primăvară sau ceva de genul ăsta. Acesta e un trench, nu? Da, exact, celebrele trenciuri. Dar care au o căptușeală specială. Sunt pe jumătate căptușite ca și la sacouri. Și, nu în ultimul rând, au un touch coloristic aici, tocmai ca să fie deosebite de celelalte. Ne spuneam un pic mai devreme despre îndrăzneală. Să știi că și noi am venit pregătiți cu o serie de întrebări îndrăznețe. Da, bine. Și o să te supunem unui tir de întrebări. Avem o curiozitate. De cât timp ești în industria modei și de ce ai ales să faci să fii oarecum fondatorul industriei modei din România? Păi de la 18 ani, asta înseamnă de 34 de ani. 34 de ani și am ales să fac asta pentru că a fost o întâmplare. Bianca Brad este de vină. Ea ne-a îndrumat pașii către modeling, am început ca model, după care am îmbrățișat meseria de designer. Îți mai aduce aminte de primul tău contact cu modelingul? De prima experiență pe care ai avut-o? Prima experiență a fost o prezentare la Centrul de Cercetare a Industriei Ușoare, APACA, și a fost o prezentare pentru familia Ceaușescu. Am înghețat de emoții pentru că era prima oră și am fost aruncat așa ca și carne de tun într-o sală mică, mă rog, mică. Mică spun eu pentru că mi se părea mică atunci, erau doar 4 fotolii unde stau de obicei, pentru că tot timpul atunci când venea o delegație, să spunem un șef de stat, venea cu soția, președintele împreună cu soția și tot familia Ceaușescu, deci doamna și domnul Ceaușescu. Era groaznic pentru că erau tot felul de verificări, tot felul de securiști pe acolo care ne verificau până și în pantofi și nu numai. La ce vârstă ai lansat prima colecție și care a fost linia? Cred că prima colecție am lansat-o imediat după Revoluție, deci 90, unde la Casa de Modă Europa, unde am fost primul director, primul designer și primul director artistic al primei case de modă particulare de după Revoluție. Este vorba de Casa de Modă Europa. Ne-a prezentat foarte multe materiale textile, dar vrem să știm care este materialul cu care îți place să lucrezi tu cel mai mult. Dacă, uite, suntem la bărbați, cred că îmi place să lucrez cu materiale scumpe, îmi place să lucrez cu materiale, eu știu, care sunt foarte ușoare, care nici nu simți că le porți. La polul celălalt, o să mergem dincolo, dacă vrei să vezi, sunt materialele shiny, care sunt destinate, eu știu, ținutelor de ceremonie. Pentru femei, categoric, materiale foarte scumpe, foarte elaborate, cu foarte multă manualitate. Știm că pe parcursul anilor, în colecțiile tale, ai avut muze, fie că te-ai inspirat din muzică sau poate o experiență pe care ai trăit-o. Ce te inspiră pe tine de obicei, atunci când creezi? Mă pot inspira de la orice, de la un film, de la o stare, eu știu, de la o melodie. Uite, apropo de stări, spuneam că la un moment dat eram foarte, foarte supărat. Și atunci am creat o colecție toată în negru. Funeral s-a numit acea colecție. Pe urmă, ca orice om, am dat dovadă de acea perioadă de incultură în care apelez la vrăjitoare. Am mers la vrăjitoare și am creat o colecție care s-a numit Witches.
mi-am dat seama că totul, nimic nu are sens fără Dumnezeu. Și am creat Angels. După care, studiind budismul, am creat Buddha Bar, o creație extraordinară. Și așa mai departe. Deci, asta vorbim de stări. Dar am creat colecții și, eu știu, văzând tot felul de țări, tot felul de peisaje. Am dedicat colecții peisajelor și țărilor pe care le-am vizitat. Am dedicat colecții femeilor pe care le-am iubit. Am dedicat, nu știu, colecții unei melodii pe care o ascultam așa în mod repetitiv și din acele, eu știu, versuri ale melodiei, m-am inspirat și am creat o colecție. Cum arată femeia fatală pentru tine? Femeia fatal. Wow! Femeia fatal. Nu știu, am spus-o și o voi spune tot timpul. Este acea femeie misterioasă, acea femeie care nu te lasă niciodată să o atingi, care tot timpul fuge. Dar până la urmă se lasă prinsă, pentru că asta cred că este jocul. Acea femeie care știe să manipuleze un bărbat din toate punctele de vedere și care se lasă prinsă doar la momentul oportun. Nu are importanță dacă este frumoasă sau nu. Bine, dacă stăm să ne gândim și la ambalaj, pentru că întotdeauna ambalajul contează, tocmai de-aia noi vindem foarte mult ambalaj, am fi ipocrit să nu recunoaștem asta. Este femeia care să aibă, eu știu, picioarele kilometrice, femeia accident, cum spun eu, ochi verzi albaștri, dacă se poate să fie și roșcate, e perfect, cu mâini frumoase, cu trăsături ascuțite, cu pomeți ascuțite, nu știu, se poate vorbi mult despre. Știm că ești destul de discret cu viața ta personală, dar poate ne poți dezvălui chiar în premieră. A existat vreo femeie care ți-a pus capac? Oh, da. Existau mai multe, pentru că sunt un săgetător convins și mă îndrăgostesc de fiecare dată la fel, cu aceeași pasiune, cu aceeași ardoare. Toate au fost, din păcate, cele care mi-au pus capac au fost femei măritate. Nu știu de ce țin pantofi la mână, să nu se interpreteze că cineva mi-a dat păpucii. Dar s-a întâmplat, nu? Da, s-a și întâmplat. Au fost femei care, da, cum spuneam mai devreme, tip femme fatale, inaccesibile, pe care le-am făcut în timp să fie accesibile. Cred că asta e cea mai mare provocare a mea, să îți dorești ceva ce este imposibil de ajuns la acea persoană, este imposibil de cucerit și cu toate astea într-un final, luptându-te să te duci să poți să înfigi acolo standardul și să spui am câștigat și această redută. Nu știu dacă a sunat bine asta. Cum treci tu peste o despărțire? Nu știu, te afunzi în muncă, crezi? Da. Nu, să știi că în general atunci când sunt supărat sau când am probleme de genul ăsta mă refugiez în munca mea. Și atunci, tocmai de aceea, poate că până acum nu am, eu știu, o familie, poate că nu am niște copii, am niște nepoți, de ce nu, pe lângă care să stau. Sincer să fiu, nu mi-aș dori asta. E prea târziu și nu cred că nu că mai în timp. Viața mea este rebelă, dar nu știu ce să spun la întrebarea asta. Vreau să vorbim puțin despre Bravo Estil, despre sezonul 5 al emisiunii de la Canal D. Da. Ce părere ai despre concurentele de la Canal D? Concurentele de anul acesta, din sezonul ăsta, sunt deosebite de celelalte pentru că sunt tipologii diferite, zic eu. Cred că este sezonul cu cele mai faine concurente, cele mai frumoase. Îmi spun faine, care arată foarte bine, tipologii diferite și ca frumusețe, în primul rând. Sunt fete care știu ce vor. Bine, ușor enervante, trebuie să recunosc asta, pentru că de multe ori îmi ies din fire, dar asta e, va face parte din acest joc al nostru. Să nu se înțelege joc, că este ceva regizat. Multă lume mă întreabă, domnule, la emisiunea asta e ceva regizat? O, Doamne, dacă aș ști că se taie. Pentru că nimic nu e regizat, este un reality show din toate punctele de vedere și dacă ar fi să se lase tot, cred că un episod ar fi de 7-8 ore. Este o provocare pentru mine,
este o provocare și pentru fete, pentru că fetele nu ne cunosc, nici noi nu ne cunoaștem, dar încercăm să le punem în situații delicate și încercăm de data aceasta, ceea ce publicul trebuie să înțeleagă, să îmbinăm fashion-ul cu divertismentul, pentru că nu vrem să fim plictisitori, nu vrem să dăm doar o emisiune de fashion în care le dăm câteva sfaturi, nu, vrem să fie o emisiune de divertisment în care publicul să ne cunoască și pe noi în alte ipostaze, pe noi vorbesc jurații, dar și pe fete. Din cele 5 sezoane Bravo Ai Stil, ne poți face un top 3 concurente cu care ai colabora în creațiile tale? Top 3 concurente cu care aș colabora? Păi Alina, ultimul sezon, pentru că e foarte frumoasă. Uite, ea e o tipă de genul de tipă, tip femme fatale. Apoi Silvia, nebunia Silviei e una așa constructivă. Și Marisa. Marisa, mai ales că Marisa, să știi că Marisa n-am uitat, o voi ajuta și o să fac asta, că de curând mi-am promis că o să ajut să-mi prezint alături de mine pe un catwalk, că dacă nu internațional, măcar național. Așadar, astea sunt propunerile mele. A sunat ca la jurizare. Propunerea noastră de astăzi pentru eliminare este... Dovadă că showroom-ul acesta este în buricul Bucureștiului, de aceea și e traficul acesta infernal și auzim... Suntem la kilometru zero și de aceea s-a ajuns zgomotă de mașini și nu mai și trebuie să vă recunosc că am izgonit toți clienții din partea de sus a vilei, în partea de jos unde să mergem mai târziu, pentru că sunt și clienți, sunt și zgomote. Asta este... E un reality, domne. Să știi că am, înainte să ne întâlnim, am tras un pic cu ochiul pe aici și... Este aici o cameră cu niște... Asta mai multe camere secrete pe aici. E o cameră secretă, da. Vreau, să ne spui secțiunea, ce ascunzi acolo. Secțiunea Vigo Sport, da. Este o colecție care emană foarte, foarte mult patriotism, aș putea spune, pentru că dacă te uiți bine, vei regăsi fețe celebre, fețe pregnante ale istoriei. Cum ți-a venit ideea? Să știi că ideea a venit, nu mi-a venit mie, a fost ideea unui prieten care la început n-am fost de acord cu ea, pentru că costă foarte mult ideea asta. Tot ce vedeți aici sunt pe Swarovski, deci nu sunt cristale de 2 lei, din contră, sunt Swarovski, au aceste mesaje și sunt relativ... Te reprezintă? Poftim? Te reprezintă mesajele? Mă reprezintă, ți-am spus, prietenul meu și asociatul de aici a avut această idee și nu... M-am gândit, oare cine să cumpere cu mesaje? Eu sunt un patriot prin excelență. Poate o să aibă un preț mai mare, dar se pare că a avut succes. N-am avut încredere. Nu întotdeauna suntem pe aceeași lungime de undă. O spun asta și el știe. Dar a avut succes. Este linia sport, așa cum o spuneam. Uite, țara mea de feți frumoși și lână cu sânzene, un alt mesaj frumos. Sau, ăsta este unul dintre tricourile mele preferate. Cu mesajul aferent. Poate fi un cadou ideal pentru, nu știu, atunci când ești pe pană de idei? Categoric. Poate fi un cadou preferat. Uite, varianta cu domnul Țepeș și pe mânecă lungă sau astea care s-au vândut foarte, 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 foarte bine. Mânecă scurtă și mesajul aferent. Ce să zic, noi ne ocupăm de tot. Uite, dacă vrei să vezi, aici sunt și pantalon sport și bluze de sport și bluze de training, avem și încălțăminte sport. Mă repet poate pentru a doua oară, un client în momentul în care intră aici, poate să cumpere absolut orice, un buton, șosete, o să-ți arăt jos batiste, încălțăminte, orice își dorește, îl găsește aici. Și dacă nu găsește, îi facem pe comandă. Știu orice. Că ești un împătimit al vacanțelor, te plimbi peste tot, oricând ai timp, când ai timp să și crezi. Spune care este ultima vacanță în care ai fost.
Ultima vacanță, eu întotdeauna un bine în utilul cu plăcutul, dar dacă hai să numim vacanță, o hai să numim pe cea de sărbători, unde am fost la Miami pentru câteva zile, după care m-am îmbarcat pe cel mai mare vas de croazieră și am făcut așa o tură prin Caraibe. Aia ar fi o vacanță pe care am făcut-o după 7 ani. Înainte chiar călătoream mult, acum mai rar. Ajungem și în online și vrem să știm ce preferi, Facebook sau Instagram? Instagram. Care este cel mai cool sau trăznit mesaj pe care l-ai citit pe Instagram despre tine? Doamne, sunt mii de mesaje pe care le primesc de la domnișoare, doamne, în primul rând, care mai de care mai cool. Dar... Ai fost rupt în căsătorie pe Instagram? Ți-a scris cineva? Multe. Iar n-am să dau nume acum, cel mai nebun este faptul că am câteva doamne, nu domnișoare, atenție, doamne, care îmi scriu, așa trebuie să jur, am martori, care îmi scriu începând de la 200-300 de mesaje pe zi în sus. Și ce spun? Păi nu știu, cred că n-au ce face. Ți-aș arăta telefonul, dar mă rog. N-au ce face, îmi scriu în continuu, orice. De la sfaturi până la declarații de dragoste, până la poezii, până la lucruri legate de filozofie, până la lucruri legate de religie, orice. Ne promiți că ne vei arăta și ce se află jos. Până ajungem acolo, spune-ne, te rog, cum arată o zi perfectă din viața ta? O zi perfectă din viața mea? De când n-am mai avut o zi perfectă. O zi perfectă din viața mea ar fi să nu merg la job, să mă trezesc cât de târziu se poate, să nu-mi sune deloc telefonul, să mă duc cu persoana iubită să iau micul dejun. Îmi place să mănânc în pat, micul dejun la pat. Îmi plac asta. Să mă duc să iau micul dejun așa undeva într-un restaurant, frumos, dacă se poate doar noi doi. După care să merg să mă plin mașina cu mare, mare viteză până la o altă destinație unde să fim iară noi doi, unde să ne bucurăm poate de un peisaj frumos și pot să spun asta aici, să facem dragoste. Care este extravaganța pe care ți-ar plăcea să o faci? Extravaganța pe care mi-ar plăcea să fac? Am 52 de ani, crede-mă că l-am făcut pe toate. Cu cine ai ieșit la cină? Cu cine vrea să cinezi? O personalitate? O persoană pe care o admiri tu foarte mult? Din România? Din România sau din străinătate? În România admir foarte multe personalități și foarte multe persoane publice, pentru că, în primul rând, îmi sunt prieteni, îmi sunt clienți, dar n-aș putea să fac acum o listă, pentru că s-ar supăra. Admir, în primul rând, oamenii pentru ceea ce au devenit, pentru dăruirea pe care o au în, eu știu, în joburile pe care le au. Nu știu ce să spun. Uite, îmi place Andreea Bereclanu foarte tare. Asta e, știu că e de la un canal concurent, dar îmi place de ea, îmi plac și de ce? Pentru că, pe lângă faptul că e foarte frumoasă, e de clar tot timpul și știi asta, are acea prestanță, are acea feminitate, are acel mister, e acea fan fatal, dar e mărita de asta, trecem peste asta. Iar de afară, nu știu, pe vremuri mă identificam, pentru că toată lumea spunea asta, cu Robert Redford. Mulți ani toată familia mea îmi spunea că semnă că semnă cu Robert Redford. Mai târziu, nu știu, Keanu Reeves, asta pentru că l-am văzut acum o săptămână la Paris, la săptămâna Modei, la Reeves. Ne-ai intrigat foarte tare când ne-ai spus despre extravaganțele tale, așa că trebuie să insist. Care este cel mai nebun lucru pe care l-ai făcut? Păi nu știu de ce înseamnă lucru nebun pentru voi. Nu știu. Sex în lift. Sex în avion. În mașină deja... Să înțeleg că ești fan adrenalină. În mașină deja e neinteresant. Și nu ai fost prins. Și dacă aș fi fost, ce? Asta era cel mai interesant. Cum ai fi reacționat?
Păi depinde, dar aș invita și a treia persoană. Menajul a treia este specialitatea mea. Ce vrei, să fiu ipocrit? Nu sunt acea persoană care să spună, vai, eu nu. Bine, sunt oameni care sunt frustrați și care niciodată nu să-și spună că nu vor face, că nu vor să facă menajul a treia. Hai să fim realiști. Care bărbat nu și-ar dori două bunăciuni lângă el și să spună, oh, eu nu vreau să fac menajul a treia. Come on! Haideți să înaintăm spre... Uite, dacă vrei să vezi, am uitat să spun că aici avem și secțiune pentru femei. Pentru că chiar dacă... și să aveam niște lucruri, dar, mă rog, chiar dacă este destinat într-o proporție de 95% bărbaților acest magazin, ne-am gândit că bărbații venind tot timpul cu o femeie o să-și dorească și ele ceva. Și atunci ne-am gândit să le păcălim în ghilimele spus cu niște pantofi. Și am decis, ca firma Marzo, să se expună aici pantofii, tot așa, de la încălțăminte sport până la încălțăminte de lux. Și în felul ăsta le împăcăm și pe doamne. Atunci doamnele le permit bărbaților să consume mai mult, pentru că de obicei, știi ce fac dacă vin cu soțiile? Ia-ți-l, dragă, pe ăla, adică pe ăla mai ieftin. Așa, când el îi spune, du-te și ia-ți niște pantofi de acolo, că am văzut niște pantofi la intrare, ia uită, începe să probeze pantofi, iar omul își ia ce vrea. Asta e ideea. Știi că eu în timpul ăsta trag cu ochiul spatele tău acolo în camera aia și văd... Uite, apropo de lucruri inedite, am făcut și echipamentul pentru echipa națională și ne mândrim cu chestia asta. Încă mai avem și sunt și la vânzare pentru doritori și pentru cei care sunt fani echipei naționale. Costumația de paradă a fotbaliștilor noștri, de la tricouri până la costume. S-au vândut foarte bine și sunt impecabile, sunt de cea mai bună calitate. Chiar zilele acestea ne ocupăm de reîmprospătarea costumelor fotbaliștilor și staff-ului de la fotbaliștilor noștri. Iar aici am ajuns la secțiunea unde putem să îmbrăcăm clienții noștri în costume de zi, în costume business, unde le putem oferi cea mai mare gamă de cravate, de accesorii, de cămăși, nu știu, curele. Ți-am spus, nu poți să pleci de aici fără să nu cumperi ceva, pentru că gama pe care noi o oferim este atât de mare încât n-ai cum să nu te regăsești măcar într-un produs. Cătălin, știu că ești pe fugă, ne-ai spus încă de la începutul interviului că trebuie să fii la Teo Show. Trebuie să fiu la Teo, tot la noi, dar pentru voi întârziem. Nu știu dacă Teo o să fie foarte fericită dacă întârzi, dar mai avem timp. Spune-ne, te rog, ce propui de aici sau din camera din dreapta pentru cu un costum? Hai să-ți dau o temă. Sunt fratele Mirelui. Tu? Da. Ce mi-ai propune? Ce aș putea purta? Măi, fratele Mirelui... Știu că l-aș eclipsa cu orice de aici, dar... Ce să zic eu... Să știi că, uite, un costum de genul ăsta, un prânz de gal, ți s-ar potrivi. Da, cred că mi-ar plăcea să te îmbrac chiar așa. Sau dacă nu... uite, să vorbeam mai devreme de ciorap, de toate culorile de ciorap, de batiste, de toate nebunile astea de... care o avem aici, tot ce vrei și ce nu vrei. Sau dacă nu, uitați pe și ăsta. E foarte frumos și te-ar îmbrăca foarte bine. Pentru că celelalte, ți-am spus, aici sunt costume business, office, sunt, nu sunt mai serioase, dar sunt așa, mai pentru mers la serviciu. În schimb, astea atrag puțin atenția. Dar dacă stau să mă gândesc bine între ăsta verde și verde braț și acela, cred că acela. Ok, și ce aș purta, purta pantofi? La un verde, de exemplu, pot pune un pantof negru sau maro? Știu că roșu cu maro mi s-a zis niciodată. La acesta, un pantof maro. Un pantof maro. Spune-mi de combinații de culori pe care le fac oamenii și greșesc. Oamenii greșesc întotdeauna pentru că nu sunt educați și pentru că nu se lasă educați.
Eu am spus și nu este vorba doar de noi, vorbim de politicieni, vorbim de oameni care au o imagine. Nu este rușinos să apelezi la un consilier, nu este, eu știu, deloc, nu scad galoanele dacă, uite, vorbim de președinție sau de oameni care apar în fața unui electorat. Trebuie să aibă pe cineva care să-i învețe în fiecare, poate în fiecare dimineață sau eu, o dată pe săptămână să le facă ținută. Tocmai de aceea, uite, la noi, în toate magazinele noastre, nu numai aici, toți oamenii care lucrează aici nu sunt vânzători, sunt consilieri, sunt oameni care te consiliază. Acești oameni au făcut niște școli, au niște studii și în momentul în care vii aici, nu vii și cum să spun, stai și te uiți și îți alegi tu. Omul care vine te consiliază, se uită la tine, te întreabă de ce ai venit și ce avea nevoie și apoi îți creează ca coadă o ținută în care tu te regăsești sau nu. Dacă cumva nu te-ai regăsit, deci el asortându-ți toate aceste lucruri de la pantofi până la cravată, îți mai propune încă o ținută și încă o ținută și încă o ținută. Asta trebuie să învățăm, că trebuie să cerem ajutorul consilierilor. Mai am o curiozitate și încheiem interviul. Am văzut foarte multe cravate. Spune-mi, când se port cravată și când papion? Cravatele categoric se pot purta ziua, dar poți purta și o cravată la un costum de ceremonie. Categoric papionul numai la evening dress, costume de ceremonie. Atunci când ai și un frac, noi facem și fracuri pe comandă. Deci numai în aceste cazuri. La copiii mici, papionul se poate purta și ziua. Și un mesaj pentru fanii Bravo I Steel, în încheiere? Pentru fanii Bravo I Steel, priviți-ne în fiecare seară de miercuri până sâmbătă la Bravo I Steel, pentru că surprizele se țin lanț și de-abia de acum veți vedea ce se întâmplă cu adevărat spectaculos. Bravo I Steel!